Bună ziua, dragi prieteni! Azi am mai cules din merele care sunt gata de recoltat. Sunt mai multe soiuri aici. Am mai păstrat câteva mere și în pomi, de exemplu la Briburn sau la Valerii. Destul de puține anul ăsta și atacate de tot felul de chestii, de boli și dăunători. Cel mai generos este Aida Redu, ca în fiecare an. Meri mari, meri frumoase, arătoase, gustoase. Și ele, bineînțeles, atacate de dăunători. Pinova este unul dintre soiurile cele mai gustoase pe care le-am în grădină. Este un măr nemțesc, un măr modern de pe la 1986 din Clivia și Golden Delicious. Se vede că este galben cu zone de roșu, fără pruină, mere mari, 250 de grame poate, frumoase, arătoase și ele. Haideți să vedem Valerii. Am cules câteva Valerii. Sunt mere mai degrabă medii spre micuțe, tronconice, tot din Golden Delicious, un soi românesc al regretatei doamnei Valeria Petre. Ce mai găsim pe aici? Tot un Pinova. O să ajungem și la pere. Ultimile. Nu, ăsta este un Briburn. Am cules și un Briburn, dar încă nu este gata. Așa. Și un rubinet. De fapt, mai multe. Rubinet rozo. Am mai lăsat câteva și în pom. Tot așa, tronconice, medii, spre micuțe. Acum depinde, și anul ăsta a fost secetos și nu prea au crescut ele. Mere gustoase le-am mai gustat și anul trecut. Vampira. Tot un măr nemțesc. Mere cu pulpă roșie. Vi l-am mai arătat. Sunt foarte unsuroase. Așa, o peliculă de un soare pe deasupra și strălucesc practic dacă le punem în soare. Așa. Început să fie atacate de viespi, din păcate. Anul ăsta n-am mai pus nici capcane. Mai erau pe aici și niște mere polca, ultimile. Mai lăsat să vedem cum o să fie gustul până la sfârșit. Da, cele mai mari și mai frumoase sunt într-adevăr Aida Redu. Aici avem și ultima 2 ani de comis. E un păr care e anul 2 și nu am lăsat decât două pere. Una a căzut și asta a mers un pic mai mult. O să o las un pic să se mai îngălbenească. Cred că putea să rămână un pic mai mult, dar mi-a fost teamă că o să o pierd. Atunci am recoltat-o. Perele care au ajuns la maturitate însă sunt cele de Monica. Pere foarte arătoase, mari, soi românesc. Nu sunt ele foarte gustoase, dar sunt rocoroase, sunt crocante, țin ceva timp în depozit.
Am spus, gustul nu e unul deosebit, dar este un păr foarte productiv și frumoase, așa, arătoase. Ia uitați. Galbene cu zone așa de roșu. Pomul este destul de rezistent. Frunzele sunt curate. Iar fructele, v-am zis, sunt niște pere de toamnă care se pot ține câteva, poate o lună în depozit. Cam astea sunt ce mai rămas de strâns. M-am lăsat câteva exemplare și în pom. Foarte atacate de viespi. Astea sunt niște chiure. Deci cam astea sunt soiurile pe care le-am recoltat anul ăsta. Mulțumesc!